Dacă nu sunteți abonați la noi, n-ați făcut nimic în viața asta. Da. Bă, trebuie nimic. Neapărat să vă abonați. Deci dacă nu v-ați abonat, n-ați e făcut ca nimic. Ca și cum nu ai făcut nimic. Exact. Hello! Bună ziua! Bună dimineața, bună dimineața! Vrăjeală! Eu nu v-am salutat pe ziua de astăzi, dar Mihai a văzut că a filmat ceva, că a avut treabă de dimineața. Seara nu mi mai surgea apa din ghiuvetă la bucătărie, am intrat puțin în panică. Am zis că, mamă, iar schimbă furtune, schimbă chestii, dar... Mi-a zis, subitul ai treabă, trebuie să mâine dimineață să te văd instalator și da. S-a făcut instalator. Dar din fericire nu a fost cazul, era doar țeava de la scurgerea mașinii de spălat, care nu știu prin ce miracol s-a tot dus în jos și bloca toată scurgerea, dar a rezolvat Mihai. Ai cu Mr. Musto acolo instalatorul gel, am rezolvat toată treaba. Da. Dar nu, că noi oricum puneam mereu chestii din aia, doar că, na, dacă s-a dus furtunul, n-am avut de unde să știm de la ce i-a blocat. N-aveam acid hidric ca să punem să-l topească. Da. Și acum mergem la mall, este o zi super căldroasă, ca de obicei, da, de săptămâna viitoare. Da, și eu sunt tatuat și trebuie să umblu cu mâneci lungi. Cu mâneca lungă, da. Și când fac tatuajul toamna, când numai bine, nu mai am treabă cu soarele, stau liniștit, oricum trebuie să fiu cu mâneca lungă, da, și ce să vedeți. A venit vara în octombrie la noi. În fine, asta e. Cum e? Baba la frumusețe suferă, nu? Da. Și moșul la fel face. Da. Suferă din cauza babei. Și acum mergem la mall. Deci, bine, prin lângă faptul că mai vrem să mai acum nu știu. Că totul nu a fost. Iar mall. Iar mall. Plac, palme. Dar... dar, băi, deci n-am mai mâncat un KFC. Ia. Eu, dacă Mihai oricum nu mănânc. Cu apă și la perioada în care m-ai gustat, dar... Dar eu cred că n-am mai mâncat un KFC ha, de la nebunția chineză, din 38, aia culturală. Dar chiar serios da, că n-am mai mâncat este. De mult. Mamă, și merg acum cum de rezistat. Să-mi iau un KFC. Mm-hmm. Un smart menu, ceva, nu știu, văd un eu. Un cafe ce? Așa, și cu o cafea din aia caramel latte. Doamne, ce-mi place caramelul ăla latte. Așa. Și un cheesecake. Au ăștia de la KFC un cheesecake. Mama mia, da. Deci nu mergem. Să-mi fac marea poftă de KFC și după aceea vedem ce mai lucrăm. E festivalul vinului, am văzut. O să mergem, cred că, prin centru puțin. Să beau și eu must. O țăr de bataie, știu, și atât de cheiam, ieșim chișetru. Da, n-am băut must anul ăsta. Că n-avem de unde, la Timișoara, bineînțeles. De masitul. A, și foarte important, dacă n-ați observat, că m-am tuns. Da, deci vă rog frumos. Foarte important că n-ați observat că m-am tuns. M-am tuns, deci vă rog da, frumos. Și Mihai s-a tuns. Deci dacă n-ați observat, să el știți că m-am tuns. El se tunde de două ori da. Pe săptămână. Dacă eu, nu mi-a zis freza, să știți că sunt odată cam la două, trei luni, mă apuc iar tunsoarea. Bine, păi ne vedem puțin mai târziu la Moliceanu, nu? Da, Greuceanu, Moliceanu. Aș vrea să ne întâlnim în mall. La mall. Ia zic cum zâmbea la tine aia care a lăsat-o să treacă pe bandă pe alta. Toți dinții. Ce-o lăsa Mihai până astea câte pe bandă pe alta, bă, dacă nu s-o rugi la el. De vreo 10 ori, cred că. Diana era lângă mine, să nu vă faceți idei că eram singură. Da. A fost foarte impresionată că cineva a lăsat-o să treacă pe bandă da. Pe alta. Și nici măcar nu am văzut la față, zic. Da, incredibil, dar adevărat. Am ajuns la mall, revenim. Îmi place rău această rochiță. Super faină. Și am găsit căciula a vieții. Harry Potter. Pentru fanii Harry Potter. Pare și ochelari, numai bine se încadrează în subiect. Pe ochelarii tăi, că da. În fiecare îmi face așa, își găsește fesul vreodată. Da. Nu cumpăr. Hai, sunt pici. Asta sunt pără o căciulă unicorn. Aia, unicorn vreau să te văd. Să te vedem, de fapt. Un unicorn prăștit. Frumoasă și aia. Vara acesta sortezi? Deci am primit mâncarea și porția de cheesecake cred că o să devină invizibilă în curând. Deci o să o căutăm în pasturie. Da. Asta este. Și
arată un smart menu, sos de usturoi, cel mai șmecher sos. Ever. Hei, am ajuns în centru. Am ajuns în centru. Hei, am ajuns în centru. Și mergem să ne găsim must. Am fost mega dezamăgită de KFC. Nu pot să vă spun cum pronunț eu. Nu e un cuvânt rău, dar la noi e folosit mai mult în argou. Când e vorba de must, eu îi zic cu totul altfel. A. E și un banc pe tema asta. Da. Eu am fost mega dezamăgită de KFC. Pentru că, eu nu știu, dar poate, na, nu știu, ori am uitat eu de când am mai fost. Ori nu știu care e faza. Că am primit 3 cartofi. Dar n-am fost, că a fost la numărătoare. 3 cartofi. Felia de cheesecake, cred că era... Ce era? Era... Era de cheesecake. Două degete, așa, grosime. Adică și-am mai mâncat cheesecake la KFC și nu, era așa. Asta este, nu mai mănânc altă dată și gata, nu? Foarte bine. Acum o să-mi iau un mega mus, bă, deci sunt lumea atât de ciudat că merge și ne filmăm pe stradă, zici că nu s-au mai văzut camere video niciodată pe stradă, nu știu. Așa e când ai de-a face cu doi mega cunoscuți de oameni, mega cunoscuți, vedete în debut, adică despre ce vorbim. Trebuie să ne facem niște decor, să ne scriem pe spate ca să dea follow pe Instagram, da. Și abonează-te pe YouTube dacă toți se uită așa atent la noi. Da, chiar o să facem treaba asta. Chiar o să deci, facem bune, trebuie să ne găsim deci, un logo. Trebuie să găsim un logo. Și ne facem noi. Să purtăm noi tricouri, nu să le vindem sau din astea, să le purtăm noi, să facem, ne facem reclamă singuri. Bine, să le vindem la căpeți, nu? Da. Voi cei mulți la care vă uitați la noi. Da. Nu contează. Creștem. Hai să vedem ce găsim, e full de lume. Dar de ce nu? Mai nu, frate, pentru că noi dacă avem niște monumente și niște acolo, sunt sala care v-am zis-o că le-au reconstruit, că au găsit o geamie. Deci n-au scări, n-au bănci, și au câte bănci aici, n-au. Trebuie să stea fix pe alea. Cu copii, cu tot. Da, din păcate mai avem mult până, dacă am pus zoom. Am un pic să dau zoom înapoi. Mai avem mult, mult până o să ne civilizăm și noi cât de cât. Să respectăm măcar niște chestii elementare, da? Ce înseamnă elementar? Ce înseamnă civilizație? Da, interpretabil pentru fiecare. Hai să-mi iau must, că vreau must totuși. Până acum ne-am mai... Nu, dacă nu te-ar te-a ține, dacă nu... Până acum ne-am luat câte o apă, un suc, ne-am plimbat și acum mergem la... Să luăm must cu ei. Must. Originile moldovene spun cuvântul. Istorie.
ești om bună să nu știi. Dar zici că e super. Nu sunt curios. Știu. Dar dacă nu sunt curios. Tata s-a putut anul ăsta. Băi, și Mihai face mișto de mine. Deci dacă ăla a fost must, De ce ești must? Tu te las mă în pace. Deci dacă ăla a fost must, de ce bă, picioare, Mihai, ce, dar ce tu te așteptai să bei must? Chiar să bei must adevărat? Deci era un lichid. Știți când, cum se face când amestecați apă cu zahăr și se face așa consistența aia un pic grosuță? Băi, fix așa era, numai că avea o culoare roz. Deci eu nu știu ce fel de struguri era aia, dar n-avea deloc. Deci avea gust doar apă cu zahăr. Atât. Și că ăsta era must. Și mai era și 13 lei litru. De ce ești must? Și am dat 5 lei pe un pahar. Nu, deci vezi că în buzunarul ăsta al tăi portofel. Și mi-a făcut și mișto de mine. Ce amuzant ești! Deci gata, mergem acasă, am lămure și ne cu mustul. Sub masă. Și cu târgul de toamnă și cu... Mustul cu ei, vezi, dacă e... Am zis eu. Of, chiar că la propriu a fost așa. Deci ăia care au vândut must, le fie rușine. Ăla nu era must, dar era apă cu zahăr. Punct. În fine. Mergem acasă. Și nu știu dacă mai filmăm ceva azi. Nu. Poate vă filmez ce mâncare fac în seara asta, dacă pot să mai mănânc ceva, că deja am mâncat azi de mai mult de o grămadă. Fac ceva bun dacă o să mai fie foame, pentru că Mihai nu mănâncă ce mănânc eu, așa că dacă e o să vă filmez. Dacă nu, o să ne vedem tomorrow. Morning sau la prânz, nu știu când. Da, morning sau nici nu știm ce facem mâine, deci iar e soarele ăsta. Nu știm ce facem mâine, dar de fapt de ce nu merg eu înainte? Veți vedea. Bine, ne vedem. Ciao. Ciao. Chiar credeați că nu mai mănânc eu nimic în seara asta? Nu, nici eu n-am crezut. Dar am zis că poate totuși există o mică speranță să nu mi se mai fac foame, dar din păcate este ora 8 și mă pun să-mi fac niște fish fingers. Deci, uitați, vă arăt. E așa, sunt chestiile astea. Nu știu, data asta Mihai făcă mi-a luat altfel. Sper să fie înăuntru pește și nu umplutură din aia făcută. Cred că știți voi despre ce vorbesc. Sper să fie pește. Și le pun pe astea așa înghețate cum sunt la cuptor. Acolo am pus să fac orez. Și o să mai mănânc cu un sos. O să vă arăt eu imediat. Deci orezul ăsta de Auchan e super fain. Deci efectiv pun apa la fiert. După ce fierbe, pun o punguță din asta de orez și dau focul mic și las 20 de minute și pur și simplu nu mai amestec, nu mai fac nimic, asta pun un pic de delicat și un pic de o picătură de ulei la sfârșit și este fix ca un risotto. O să vă arăt mai după ce fierbe apa și o să vedeți că am dreptate. Așa arată după 20 de minute. Acum pun o picătură de ulei ca să-i dau așa un pic de luce și un piculeț de tot de delicat. Amestecăm, să opresc și focul. Cam așa arată rezultatul final. Și sosul de care vă ziceam e sosul acesta. E sos tartar. Mie îmi place foarte mult ăsta de Auchan. Deci, dacă aveți de mâncat pește sau pui, încercați să mâncați cu sosul ăsta, e bestial. Hello! Deci, cam asta a fost... Ce-a, dragilor? Cam asta a fost treaba cu rețeta moșu mea. Moșu și cu baba. Super ușoară. Cu moșu și cu tânăra. Da. asta. Știi ce mi-am dat eu seama? Că noi nici măcar nu v-am arătat ce tatuaje ne-am făcut. Am zis săptămâna trecută, am văzut la editare, ciuciu, am uitat. Dar mâine dimineață, dar nu uităm mâine, o să vă arătăm... Nu uităm. O să vă arătăm exact ce și cum și ce semnifică tatuajul meu, ce și-a făcut Mihai. Nu știu ce semnifică. Bine, Mihai mai are de făcut când o să se întoarcă Alina din Anglia în ianuarie sau februarie, zis, nu? În ianuarie. În ianuarie trebuie să-i mai bage și culoare, că nu a avut cum acum. Acum, așa că atunci o să fie final, dar în rest e totul gata, e numai culoarea. Da. Semifinala. Și ne vedem mâine dimineață. V-am pupat! Bună ziua! Hei, ora 3! Da, este ora 3 fără un sfert.
Bine, 15:45 ora 9, da. Deci ora 9. Ora veche. Da. Eu sunt pe ora 9, da, deci 3 fără un sfert. Ne-am trezit de dimineață frumos și m-am gândit eu așa că dacă tot n-am ce face, îmi doream eu mult de tot să fac un machiaj de Halloween. Mie îmi place foarte mult machiajul și așa. Și am zis, bă, acum dacă tot mi-am făcut canal de YouTube, pot să fac și eu un machiaj de Halloween și să am unde să-l postez. Așa că vreo... Și înseamnă să te ajungi? Da, vreo 3 ori mi-a luat să fac machiajul. Și fața mea săracă, ai mai de capă, am frecat-o până mi-am dat alea jos, mama mia. Și Ui. Acum stăteam noi și, adică Mihai pierdea vremea, eu editam. Nu, eu râncezeam. Râncezea, da. Eu editam pentru că aș vrea să postez machiajul ăla în seara asta. Și e gata, clipul trebuie doar să-l bag la procesat și așa. Și ne-a sunat o prietenă și ne-a zis că dacă nu vrem să mergem să mâncăm un fazan, ceva, poate, în fine, de fapt mergem la restaurantul Stejaru. Da, păi n-ați cu fazanul, suntem noi, e doar un fel de a spune. Mergem la restaurant la Stejaru, unde-i Stejaru? Că eu nu știu locația. Bună întrebare. La, lângă parcul dendrologic, nu? Așa se cheamă. Da, este o locație superbă, superbă. Și acolo, eu de fapt nu mă duc să mănânc nimic, mă duc să mănânc clătite bănățene. Mamă, deci fac acolo niște clătite bănățene. Nu știu, rețeta aia n-am mai văzut-o decât aici. O să filmez. Păi de-aia sunt clătite bănățene, să fac numai în Banat. Da, 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 am mai mâncat clătite bănățene în alte părți în Timișoara și n-aveau nicio legătură cu ce clătite bănățene fac ăștia. Era sârb. Da. Șeful, cine știe. Combinație. Da, și acum mergem la restaurant, să vedem și noi pe acolo în parc, poate ne mai plimbăm, mai stăm, mai... Da, să vedem ce mai facem. Și revenim. Update. Deci am trecut prin Bucovăț și acum asta practic e pensiune sau hotel, ce? Da. Cum se cheamă aceea? Suntem în Bucovăț și o să ajungem în Bazoșul Nou. Bazoșul Nou. Da. Parcul dendrologic și... Da. Bazoșul Nou, pentru cine interesează, dar mâncare super, super faină, adică noi recomandăm, am fost de multe ca ori. Ca la Paris. De multe ori am fost aici. Mai fain. Fazon, nu mai... Dar nu, chiar găsești tot felul de mâncare, vei, nu găsești pizza, gen, nu cred că au așa ceva, dar oricum, mâncarea super bună și prețurile sunt normale, adică nu sunt mari, nu știu ce nebunie. Nu, sunt foarte mari, sunt normale, pentru Timișoara. Bine, revenim direct de la mare, restaurant. Păi, dar nu mai fă mișto. Frumos așa arată. Deci mi-au venit clătitele. Băi, am uitat să numesc deserturile voastre. Zic de ce nu sufim? Deci aici de desubt sunt clătitele în sos de vanilie. V-am zis că n-ați mai văzut așa ceva. Zi Valentina, s-a mai văzut așa ceva? Nu? Așa zic și eu. Băieții sunt foarte, fac afaceri acum, sunt foarte... Da, da, da. Sunt foarte ocupați. Pe hârtii. Și aici e foarte drăguț. Aici e parcul de care vă ziceam, dar vom merge după ce mâncăm. Diana? A? A venit Halloween-ul. Avem și decor pentru poze. A venit și mâncarea lui Mihai. Jacob asta. Zice aici. Am leoceafă de porc. Avec ci că e stătută mult, nici n-ai nevoie de... E zăcută, da, e zăcută, e bătută bine. Și cu salată de ciupercuțe. Da, mami, da, mă ridic. De ciupercuțe amestecată. Așa, eu am dat să vă zic că clătita mea este umplută cu brânză dulce. Cu forță. Atât vreau să mai zic, da. Gata. Hello din nou. Hello, dragilor, s-a lăsat puțin mai rece. Mamă, deci ce rece s-a lăsat. Deja la hăinuț. E 5:30 și afară vine întunericul deja. Uite, doamna. De acum cam gata, s-a schimbat ora, nu mai ține figura. A fost foarte bună mâncarea. Am mers, am făcut poze. Am și filmat ceva, o să vă las pe aici. Cine am apucat să facem iarăși m-am arătat tatuajele. A, nici mai avem, când ajungem acasă, trebuie să mergem acum pe la Oșan, că Mihai o să fie plecat și facă bagaj, cap. Din astea, a plecat cu capul, da, e tot timpul plecat cu capul, da.
Și nu o să mai avem timp în seara asta să mai filmăm. Nu mai lungim vorba. Mulțumim că ne-ați vă uitați la noi. Suntem ca după masă, adormiți, nu? Da. Ca după vreme, că dacă tot se schimba și ora și asta, acum o să ne schimbăm cu totul. Da. Și pielea și năravul și tot. Să vedem ce frig mai vine de miercuri, ci că se anunță nasoale rău. Să vedem, furtuni, nasoale, chestii, ploi, tornade. Doamne, sper să nu. Bine, v-am pupat. V-am pupat, uite-am. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram. Nu uitați să ne dați un like, un share, un comentariu. Și să vă abonați acolo jos ca să vedeți mai multe clipuri de ale noastre. Și nu uitați, dacă nu sunteți abonați la noi, n-ați făcut nimic în viața asta. Da. Trebuie neapărat să vă abonați. Și dacă nu v-ați abonat, n-ați făcut ca nimic. Ca și cum nu ai făcut nimic. Exact. Pur și simplu nu ai făcut. Deci abonați-vă acolo. Da. Și apăsați și clopoțelul ca să fiți notificați, sper. Nu știu, până la urmă nu mai știu care treaba cu notificările astea, dacă bani le primești, lumea bani le primești, dar voi apăsați acolo pe clopoțel ca când își revin YouTube-ul să primiți notificări de la noi. Bine? V-am pupat. Ciao. Mihai în trafic. Intră în depășire. Zi ciao. Ciao, dragilor. Uite, am scăpat de un martaloc cu o mașină de 50.000 de euro și mergea pe mijlocul străzii că nu. Gata. Nu poate. Ciao. Altfel.